Atmosfera din ce în ce mai tensionată în Europa. Par să existe forțe care își doresc un război total. În același timp, sunt tot felul de divergențe pe tema sancțiunilor impuse Rusiei. Urmează al șaselea val de sancțiuni. Există foarte multe frământări în rândul populației, există spaime multiple și este normal într-un context în care, iată, se anunță o nouă ofensivă rusească și, iată, așa cum spun invitații marcanți prezenți în platou, de această ofensivă cu o miză uriașă depinde noul, să zicem, noua configurație, aspect, noua configurație europeană. Securității europene, da. Europene. Este și euroasiatice, este extrem de important ceea ce se va întâmpla în perioada următoare, în urma confruntării între ruși și ucrainieni. Am rămas dator la dumneavoastră când ați întrebat, când a spus de ce 150-200 de securiști, ofițeri de securitate, dați afară și asta. Că sunt 150 sau mai mulți, eu sunt convins că marea majoritate și-au făcut datoria și au informat corect superiorii. Decizia politică însă este că filtrele, odată urcând informațiile către conducere, ele au fost diluate și s-a spus președintelui Putin probabil ceea ce vroia să audă. Mizau probabil și pe forța armatei ruse, care nu o să se sinchisească de civili sau de armata ucrainiană, dar este foarte periculos fenomenul care se întâmplă acolo datorită faptului că acolo este o vânătoare de vrăjitoare. Uh-huh. Foarte mulți, de la toate nivelurile, inclusiv, cum spunea și domnul Harman, la Kremlin și toate în guvern, acum încearcă să se acopere. Nu, eu ți-am trimis analiza bună. Tu ai interpretat într-un anumit fel. Nu sunt eu de vină, este celălalt. Și, Și asta subminează orice aparat de informație al lumii. Că este rus, că e, știu eu, românesc, polonez, chinez sau american. Și această vânătoare de vrăjitoare subminează. Nu mai puțin fac niște precizări legate de aceste imagini care sunt din cotidianul britanic. Asta e S-300-le, nu? Asta așa arată S-300-le. Este armament, spuneai, pe care slovacii îl trimit către Ucraina. Da, este antiaeriana S-300 rusesc. Astea sunt. Așa sunt mai puncte de comandă. S-300. Păi astea sunt S-300, astea e cisternă. Da. Uite, astea sunt S-300-le. Slovaci, radarul care iese din punctul... Care au spus rușii că l-au distrus deja. Au dat asta. Nu, dar știi că S-300-le are propriul radar. Așa au spus rușii că au lovit cele patru baterii. Apropo de slovaci, președintele Parlamentului Slovacii, Boris Kolar, e șeful opoziției. Da, a afirmat că premierul Ungariei, Victor Orban, plănuiește să rupă în bucăți Slovacia și să redeseneze granițele acestei țări cu ajutorul cui credeți al lui Vladimir Putin. Acum să fim foarte clari. Orice victorie a Rusiei în Ucraina redefinește până în Atlantic orice sistem de securitate european. De aceea mă tem de Franța. Și mă tem fundamental nu pentru că aș crede că Marine Le Pen... A făcut o afirmație teribilă înainte de publicitate. Da. Dacă Macron pierde alegerile și câștigă Marine Le Pen, Franța, adică Uniunea Europeană, se prăbușește. Da, pentru că Franța este partea binomului fondator, a Uniunii Oțelului, a Uniunii Oțelului și Cărbunelui, 1952, Franța și Germania. Deci, străbunicii Uniunii Europene de astăzi, a ceea ce vedem noi, Uniunea Europeană de astăzi, din care noi facem parte ca țară și națiune, străbunicul este Uniunea Oțelului, Cărbunelui și Oțelului. 1952, la doar 7 ani după încheierea cele mai cumplite conflagrații mondiale pe teritoriul european. Dacă Franța cade în mâna lui Marine Le Pen, deși Marine Le Pen, fata celebrului lider Jean-Marie Le Pen, deși Marine Le Pen, chiar dacă are un alt tip de discurs decât acum 5 ani, să fim foarte clari, este al doua ei candidatură. O observație foarte fină făcută de Petru Romoșan astăzi, și dau această sursă ca lumea să găsească, spunea că cei care au câștigat din prima alegerile prezidențiale n-au câștigat al doilea mandat și dădea exemplul lui Hollande, lui Sarkozy. Dar cei care au candidat de cel puțin două ori au câștigat a treia oară. François Mitterrand, Jacques Chirac, cum îl cheamă cel de dinainte, că nu-mi vine, Destin, președintele conservator. Uitați-o pe Marine Le Pen, ea și-a schimbat
de data trecută, de acum 5 ani, când a fost prima ei candidatură și a schimbat complet limbajul. În primul rând, nu mai are accentele tatălui său, accentele antisemite și accentele homofobe și islamofobe. Are un accent, ea a vorbit aseară, Franța este pe drum de a-și recâștiga măreția. Eu mă tem de măreția Franței în Europa. Pentru că măreția Franței întotdeauna s-a construit pe spatele pierderii altor țări a măreției lor. Pierderii măreției de către alte țări din Europa. Mă tem. Și de ce am să vă spun că mă tem? Un Macron globalist este ferm adversar al expansiunii Rusiei în continentul european. O Le Pen, naționalist măreață franceză, nu știu dacă va găsi resursa de idee sau psihologică sau filozofică de a se opune expansiunii ruse sau rescrierii de către Rusia a complexului de securitate european pe care noi astăzi îl cunoaștem. Este foarte grav. Iar Petru Romoșan avea un argument excepțional. Macron nu prea are de unde să mai ia voturi. Da, asta spun și alți analiști. Pe când Marine Le Pen are mișcarea genială pe care au făcut-o. Nu știu dacă este neapărat a ei, dar mișcarea genială a elitei franceze de a-l impune pe Eric Zemmour 10 cărți publicate, editorul principal, editorul în șef și principalul editorialist al lui Le Figaro, cel mai mare cotidian de dreapta din Franța, un intelectual de rasă, evreu, apropo, foarte interesant, impunerea lui pe o laterală extremistă care să prindă extrema dreaptă într-un clește între Marine Le Pen, care s-a dus în ultimii 5 ani spre centru, da, și blocarea fugii votului de extremă dreaptă prin Eric Zemmour, îi dă un champ de bataille, se spune în franceză, un câmp de luptă electoral extraordinar lui Marine Le Pen și un rezervor de voturi. Iată de ce mă tem. O Marine Le Pen nu se va uita decât la măreția Franței. Iar măreția Franței este uluitoare atâta timp cât ea este generoasă. Dacă ea nu este generoasă, avem un Napoleon al III-lea care pierde în fața Prusiei. Avem un Napoleon I care pierde în stepele Rusiei. Istoria nu iartă. Exemplele istorice ale măreției Franței sunt exemple care ne dau fiori. Ludovic al XIV-lea, Ludovic Soare, 71, și termin ideea, 71 de ani de domnie. În 1714. 71 de ani de domnie, 37 de ani din acești 71 de război. Război permanent cu Habsburgii. El va crea celebrul Franța. Război cu Spania. Da. El este creatorul însă măreției franceze, exact, și a Franței de astăzi. Teritorial. În detrimentul altor națiuni. În detrimentul altor națiuni. Deci, iată unde, din punct de vedere al viziunii istorice, mi-e frică de ea. Nu faptul că dorește să rezolve problema statalității. Bun. Revenim la... Probabil că are și ca mentor pe doamna Merkel. Să vrea să fie un... Nu, ea a fost un antimerkeliană, Merkel. Nu-i adevărat? Ea este un antimerkeliană. Zic ca poziție, ca forță, nu, ca nu, Germania, nu. A dus Germania nu, mare. Nu, domnul general, este complet diferit. Ar fi prima femeie președintă. Nu uitați că ei n-au avut dreptul, reginele nu aveau dreptul să fie regine în titlu, pe tronul Franței. Marie de Medici și Catherine de Medici sunt cele care sunt cele mai puternice. În restul sunt amantele regilor foarte puternice, Madame de Montespan, etc. Putem da nume, inclusiv Palatul Élysée este construit pentru una din amantele imperiale. Dar, ca să fim foarte clar, ea nu este emulul lui Merkel și nu va face politica merkeliană, dar dacă ea câștigă acum, are toate șansele să rămână un deceniu, 10 ani. Și este să ducă la și va schimba destrămarea complet Uniunii Europene. Nu știu dacă va destrăma Uniunea Europeană, cât va redefini... Cât va redefini, și aici sunt de acord cu tine, există argumente pro și contra privind teoria destrămării, cât va redefini Uniunea Europeană și continentul european, unde vă asigur eu că puterea europeană rusă își va găsi un interlocutor. Aici mi-e frică. Interesant această analiză. Eu atunci rămân la D'Artagnan.
Da, rămâi la D'Artagnan. Și sper perfect, ca da. Politica externă a Franței să includă România cu această colaborare excepțională între trupele franceze și trupele române. Domnul general, este singura din binomul fondator franco-german care are politică de Mare Neagră. Nu uitați că Germania, Berlinul, nu are politică de gurile Dunării și de Mare Neagră. Niciodată Bismarck nu spunea că gurile Dunării nu merită viața doi husari prusaci, nu husari, cum se cheamă, soldați. Și în NATO, responsabilitatea Germaniei este să întărească frontul de est. Vom vedea. Revenim la Institutul pentru Studiul Războiului. Revenim la Institutul pentru Studiul Războiului din Statele Unite. Am spus că vă confirmă toate predicțiile pe care le-ați făcut joi și analizele de astăzi. Afirmă totuși că Mariupolul va cădea. Posibil. Că sunt concentrări de trupe pentru ofensivă majoră în Donbas în zilele următoare. Forțele ruse vor încerca, practic, să ducă o ofensivă de-a lungul axei Izium-Sloviansk. Da. 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 Deși nu au realizat niciun avans teritorial în ultimele 24 de ore, asta spun și de la Institutul. Este dureroasă pentru ucrainieni. Dacă reușesc să mențină presiunea pe acea transversală, este scurtă din punct de vedere teritorial. Nu e lungă, dar o clipă, domnul Ionescu, Mădălin Ionescu, este dureroasă pentru că ea face legătura, este o legătură feroviară excepțional de importantă în spatele frontului. Și dacă rușii reușesc o presiune pe acea linie, vor putea să creeze de îngringoladă în spațiul de aprovizionare al armatei ucrainiene. Este puțin probabil ca forțele rusești să reușească să captureze cu succes oblasturile Donetsk și Luhansk, dacă forțele rusești din Izium nu reușesc să încercuiască forțele ucrainiene pe linia de front din estul Ucrainei. Și mai zic că forțele ruse și belaruse desfășoară acțiuni demonstrative pentru a fixa pe loc forțele ucrainene din jurul Kievului, apropo de afirmația lui Kadyrov. Cu toate acestea, este foarte puțin probabil ca aceste unități să lanseze noi operațiuni ofensive, iar unitățile ucrainiene din jurul Kievului se pot probabil redistribui în siguranță în estul Ucrainei. N-aș miza pe asta. Asta spun cei de la... E un pariu riscant, aici. Bun. Domnul Ionescu, dacă în război se este spart frontul într-o anumită porțiune, îți poate da peste cap întregul front al armatei. Da. Hai să vorbim un pic, pentru că am anunțat lucrul Stalingrad ăsta. A însemnat moartea... La Stalingrad s-a pierdut al doilea război mondial de către Hitler. Da. La 2000 de kilometri departare de Berlin. Peste vreo 200.000 de români. Da, nu, dar la Stalingrad s-a pierdut. Atenție, nu s-a pierdut în Polonia, la granița URSS-ului cu Europa. Vă dați seama ce... Deci, dacă, Doamne ferește, rușii reușesc să mențină o presiune semnificativă asupra Kievului, nu văd Ucraina capabilă, cu tot armamentul care l-a primit, cu tot sprijinul militar și tehnic pe care l-a primit din partea Occidentului, nu văd Ucraina capabilă să reziste ca resursă umană și din punct de vedere strategic, dar în special tactic. Și domnul general știe diferența între ceea ce înseamnă strategie și ceea ce înseamnă tactică. Până la urmă, strategic, rușii n-au dovedit niciun fel de avans real, dar tactic au reușit să înțepe foarte dur și foarte urât linia de contact, linia de front. Ajungem la polonezi. Am vorbit despre accidentul aviatic de acum 2012. De acum 12 ani. De acum 12 ani, din 2010, practic, domnul Kaczynski, cel care este șeful partidului de guvernământ, susține că fratele și președintele Geamăn, și fratele președintelui. Fostul președinte al Poloniei ar fi murit în 2010 în urma unui atentat rus. Acuză, practic, că Rusia se află în spatele tragediei aviatice de la Smolensk și spune că va prezenta în curând dovezi în acest sens, îl citează agenția France Press. Ager Press l-a preluat. Accidentul care s-a petrecut la 10 aprilie 2010 s-a soldat cu 96 de morți, dintre care președintele Lech Kaczynski și soția sa, dar și mulți alți oficiali polonezi cu rang întreagă, care mergeau în Rusia pentru a aduce un omagiu victimelor masacrului de la Katyn din 1940. Ce știți despre acest... Uite, am aici un raport pe care, practic, care e ăla? La dispoziție. Care, al cui e? Ultimul, cel independent, care e consistent, e masiv. Da. Înțeleg că au fost mai multe rapoarte despre Da. Cât de mare ar fi implicarea rușilor în această poveste de acum? Domnul Ionescu, este o situație extrem de complexă. Sunt trei rapoarte. Un raport al Federației Ruse, un raport al Poloniei și un raport al independenților. Mm-hmm. Fiecare dintre cele trei rapoarte recunoaște erori și de o parte și de alta. Mm-hmm.
ele se deosebesc față de cel de-al treilea, în care introduce această problemă de atentat. Că avionul ar fi lovit înainte de a se lovi aripa de pâlcul acela de copaci, ar fi lovit din pădure, din pădurea aceea. Mie mi se pare suspect că a apărut acum în acest război raportul. El este din terminat cam din 2018, dacă nu mă înșel, deci în 3 ani de zile putea fi pus pe masă de mai mult timp. Cert este că au fost erori și de o parte și de cealaltă. Trebuie spus că înainte cu o zi sau două, primul ministru al Rusiei, Vladimir Putin, cu primul ministru al Poloniei, au fost în acel loc. Videoul acelei imagini, vă rog. Au aterizat pe o bază militară aeriană dezafectată. Pentru cei doi prim-ministri au fost aduse toate cele necesare echipamente, pentru că echipamentul de aviație de pe un aerodrom militar pe videoul imaginile care sunt e total diferit de echipamentul de pe un aerodrom, de pe un aeroport normal, civil, unde există echipamente de aducere a aeronavei la sol, inclusiv prin pilot automat. Așa ceva pe un aeroport militar, un aerodrom militar nu există. Mai mult decât aerodromul militar fiind și în dezafectat, nu au mai adus echipamentele și pentru vizita a președintelui Poloniei. Președintele Medvedev nu a participat la acel moment. Putin era prim-ministru atunci. Prim-ministru a fost cu domnul Donald Tusk. Uh-huh. Au fost înainte cu 3 zile. Au fost foarte multe erori și de o parte și de alta. Echipament decalibrat, dar... Echipamente necalibrate. Decalibrat pentru că era vechi, nu a mai fost verificat. Era total în contradicție pentru o aeronavă civilă. Da. Și acum sunt anumite acuzații de o parte și de alta. Uite avionul, uite epava avionului. Da. Da. Cred că specialiștii în aviație pot discuta mult mai concret. Eu, din păcate, am pierdut un coleg polonez care a murit, Darius, în acest accident. Era ofițer de protecție la președintele polonez. Îl cunoscusem cu 3 ani de zile înainte la Paris la o conferință și cu ei am avut o colaborare de excepție cu serviciul de protecție polonez. De aceea sunt publice aceste rapoarte, da, și fiecare poate să le... Și practic înțeleg ce face Polonia în acest moment. Da, eu cred că este un element și de politică externă poloneză. Polonia, dar... este foarte virulentă motiva Rusiei și pare să meargă pe ideea unui război. Bun, ca să fim foarte clar, fratele Geamăn și actualul vicepremier, care a fost și premier la vremea respectivă, era Donald Tusk când a murit fratele său, dar fratele Geamăn, ei doi erau foarte cunoscuți pentru sentimentele lor împotriva Rusiei. Naționalismul, Liga pentru Adevăr poloneză, partidul de guvernământ la ora actuală, este un partid foarte extrem de naționalist. Sunt elemente care sunt acuzate pentru că forțe ruse ar fi distrus niște dovezi, cum era acel spărgea acolo, au spart cutiile negre, au spart alte echipamente, astfel încât să nu se cunoască cauza. Da, eu cred și altceva, în acest moment reînvierea acestei povești, ca să fim foarte clari, eu eram în Statele Unite atunci, nicăieri nu a apărut, sigur că teoria a fost publicată că ar fi fost un atentat, ar fi fost o rachetă, în sfârșit, sistemul de avionul deviase cu 70-80 de metri de axa pistei și ei nu și-au dat seama și atunci s-ar fi declanșat în mod automat o antiaeriană a aeroportului. Numai că, exact cum spune domnul general, s-a dovedit că inclusiv sistemul de apărare al aeroportului era dezafectat, pentru că aeroportul era dezafectat, aeroportul militar în sine era într-o stare de degradare absolută. Țin minte dialogul de către mesajul specialiștilor americani în acea perioadă și în presă și nu numai și în discuțiile private, era că nimeni nu putea să-i refuze președintului polonez un ordin. Era un tip extrem de, Dumnezeu voluntar, să-l ierte, un voluntar. Era un tip extrem de voluntar, era un tip de foarte entêté, cum se spune în franceză, extrem de hotărât.
Se aud în carlingă înregistrările. Ministrul Apărării se află în carlingă în timpul celor 4 tentative de a patra din nefericire eșuată printr-un accident mortal. Celor 4 tentative de aterizare a avionului prezidențial în care el ordonă, piloții spun că nu pot să aterizeze, că nu au aparatura necesară și nu sunt bine coordonați de către turnul de control rusesc, iar ministrul apărării le ordonă și este înregistrat prin microfonul ambiental. Să aterizeze totuși. Deci acolo sunt elemente pro și contra, dar eu la vremea respectivă nu țin minte ca teoria unui atentat rusesc să fi fost luată foarte în serios de oricine dacă din Occident. Dacă totuși era un atentat un minut. Și de ce am să-ți spun? Sensibilitatea subiectului Katyn este atât de mare în istoria Poloniei. Este un genocid. Da. 22.000 de ofițeri și subofițeri, elita armatei poloneze este asasinată de către Stalin și execuțiile sunt coordonate de către Beria. Acolo responsabilitatea este totală a URSS-ului și a lui Stalin și a sistemului său stalinian. Acest subiect este atât de senzitiv, este o rană atât de sângerândă încât oricărui specialist în domeniu i-ar fi foarte greu să creadă că s-ar mai face un al doilea Katyn. Adică mie și din punct de vedere politic ce-ar fi obținut Medvedev atunci când era președintele Rusiei, clar Putin pe un fond atât de incandescent. De incandescent al relațiilor între Rusia și Polonia, între Polonia și Rusia. Deci, justificarea nu era acolo. Dar exact întrebat ca cine se acum, la fel a răspuns, că veți afla în curând. Deci, vremea, oricum, a fost total nefavorabilă. Așa este, era o la furtună. Momentul aterizării, vizibilitatea era sub 100 de metri, undeva la 70 de metri. Normal, trebuie să ai cel puțin vizibilitate de 100 de metri ca să poți să iei hotărârea dacă aterizezi. Da. Sau îl consider aterizare eșuată. Bun, și pentru că sunt dar misiunea. Sunt foarte convins, apropo, ultimele două secunde, sunt foarte convins că actualul vicepremier polonez și fratele Geamăn al președintului mort, sunt foarte convins că el este și are toate motivele emoționale și are tot dreptul emoțional să creadă că a fost un atentat. Deci aici polonezii nu-și vor schimba atitudinea. Chiar dacă rapoartele, inclusiv cel independent pe care ne l-ai arătat, nu demonstrează o intenție criminală. Cu toate acestea, în Polonia există înrădăcinată această teorie că e al doilea Katyn. Kaczynski avea un proces internațional pentru ce s-a întâmplat la Katyn în 1940. Da. Vreau să spun așa. E clar că Polonia a fost frustrată de dreptul de a participa la investigațiile de acolo. Nu li s-au dat niște resturile de la avion. Și atunci, normal că profită de acest lucru, domnule, înseamnă că ai avut lucruri de ascuns. Da. Bun, președintele Clinton, fostul președinte american Clinton, spune că în mandatele sale a avut 18 întâlniri cu Boris Yeltsin și 5 cu Vladimir Putin. Administrația lui a semnat numeroase acorduri cu Rusia. Scopul era să aducă Federația Rusă în comunitatea națiunilor. De parcă n-ar fi fost. Era. Bun. Și invazia... Rusia este în comunitatea națiunilor. Bun, asta spune Putin. Ăsta, Clinton. Au sperat că vor transforma Rusia într-o mare democrație, fapt care a eșuat, și îi atrage atenția totuși lui Putin că statele estice sunt cele care au cerut să intre în NATO și nu NATO le-a forțat pe statele estice să intre în această alianță. Și că, practic, afirmațiile, motivele, argumentele lui Vladimir Putin nu stau în picioare din această perspectivă. Da, eu n-am avut dreptate, zice Clinton. E clar că o Rusie sub Putin nu s-ar fi mulțumit cu rolul său, chiar și în lipsa unei extinderi a NATO. Asta spun. Eu n-am încredere în Clinton. Clinton a fost unul din marii mitomani ai Statelor Unite. Un președinte foarte bun care s-a bucurat de o stabilitate politică deosebită. Și economică, dar datorită măsurilor luate de Bush senior, nu de el. Soția lui a fost factorul de destabilizare a președinției Obama. Și dacă vedem astăzi ce se întâmplă între Ucraina și Rusia, este și vina directă a lui Hillary Clinton ca secretar de stat. Este ea care o trimite pe Newland să incite aceste elemente de extremă naționalistă din Ucraina care preiau puterea în 2014. Eu nu cred că Bill Clinton
Eu nu cred în ceea ce spune. Da, mare. Două cărți de memorie au fost infirmate complet, chiar de către eroi. Vorbim poate într-o altă ediție. Da. Mie mi-a plăcut, a fost un tip mișto când a fost în România. Da, mințindu-ne că Franța a fost, că Germania a fost împotriva intrării noastre în NATO, când de fapt el fusese împotriva. Ceea ce s-a aflat mult mai târziu. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. N-am vorbit despre semnificația victoriei lui Victor Orban în alegerile de acolo. Avem tot timpul. Avem timp, pentru că cu siguranță 4 ani, nu să vorbim despre asta. Cu siguranță lucrurile vor evolua și ne vor releva, practic. Cât de important este această mutare, dar nu neapărat într-un sens pozitiv. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit și în această seară. Felicitări încă o dată pentru discurs, dezbateri, informații, dezvăluiri și analize. Ne revedem mâine de la ora 21 cu o nouă ediție importantă, semnificativă. Mulțumesc Only for Men pentru ținută. Toate cele bune! Doamne ajută!